Un tânăr a lansat un avertisment serios pentru cei care se gândesc să plece în străinătate pentru a-și monta fațete. Jack James, un model din Manchester, a decis să-și pună dinții falși pentru a arăta mai bine în fața camerei de filmat, în septembrie anul trecut. El a călătorit la Istanbul, în Turcia, unde a plătit 3.500 de euro pentru un set de fațete. Inițial, tânărul în vârstă de 22 de ani a fost mulțumit de rezultate, dar câteva luni mai târziu a început să sângereze și a fost nevoit să facă o programare de urgență la dentist. În urma controlului, i s-a spus că dinții se erau într-o stare groaznică și că ar costa 23.000 de euro pentru a-i repara. Am căutat un dentist de urgență și am făcut radiografii. Dentistul mi-a spus că dinții mei erau un dezastru și că aveam o infecție, a explicat el. Neputându-și permite costurile ridicate din Marea Britanie, Jack, disperat, a luat din nou legătura cu clinica din Turcia pentru a vedea dacă poate fi ajutat. Jack a primit o ofertă de 5.200 de euro pentru repararea lor și a decis să se întoarcă în Turcia în luna iunie 2023 pentru a-i se îndepărta fațetele și a-i se monta din nou. El susține că a fost și o casă descopere că dinții săi adevărați fusese răpiliți și arătau precum dinții unui rechin. Jack a primit apoi un set nou de fațete și s-a întors în Marea Britanie mai târziu în iunie, dar problemele nu s-au terminat. El a spus că în timp ce se spăla pe dinți o coroană s-a desprins și a rămas cu o gaură între măsele. Jack îndeamnă acum și pe alții să se documenteze înainte de a călători în străinătate pentru tratamente stomatologice. Mă simt atât de supărat pe mine însumi, îmi vine să-mi smulg toți dinții. Jack nu este singurul care a trăit această experiență, deoarece unul dintre patru britanii se luptă să obțină o programare la dentist în Marea Britanie, ceea ce îi determină pe pacienții disperați să plătească pentru tratamentele în străinătate, arată sursa citată. Creșterea numărului de pacienți care vin în Turcia din Marea Britanie este cu adevărat incredibilă și nu dă semne de încetinire. Criza din sistemul de sănătate publică îi determină pe britanii să caute tratamente în alte țări. Am văzut câteva povești de groază reale, inclusiv un pacient care și-a pierdut aproape toți dinții într-un accident de circulație, dar care nu a putut obține tratament la Serviciul Național de Sănătate, a declarat dr. Gulay Akay într-o investigație separată, relatează știrile ProTV.ro.